Bună dimineața din acest loc minunat, Iguana Garden. Ne-am spălat și hainele și avem un mega view. Paradisul promis păsărilor, iguanelor. Plus am văzut aseară, uite-l aici, passion fruit. Și în partea cealaltă am mai văzut unul. Încă unul aici. Ia uite cât passion fruit. Wow, ce frumos e. Direct îl culegi la masă. Paradisul din Venezuela. Arhitectura pare cât de cât apropiată cu arhitectura din Spania. Arhitectura colonială se poate observa super bine. Câta pomul! Am nimerit într-o zonă residential. Foarte frumos locul. Aseară era vreo 8 și ceva, cred că, când am ajuns și după ce ne-a lăsat taximetristul. 9, aproape. Da, 9. A zis, gata, de aici sunteți safe. Chiar dacă... Ne-a văzut că am venit cu un taxiul de ăsta rupt în două și ne întreabă, dar alt taxiul nu ați găsit? Păi nu era niciun mijloc de transport care să ajungă în zona asta. Că suntem super departe de centru. Dar abia am găsit o mașină, erau numai motocicletă. Chiar am avut noroc să găsim o mașină. Dacă nu aveam singura variantă să luăm motocicleta, doi pe motocicletă. Nu aveam chef de motocicletă, era același preț. $7 era prima oară. Suntem și la vreo 15 km de centru. Dar e mai bine că stăm aproape de munte, zicea că putem să facem un tur, să urcăm fix pe muntele ăsta, dar trebuie să te trezești la 4 dimineața. Și fix am răcit de la aerul condiționat de ieri. Nu avem niciun chef de urcat pe munte. E o căldură afară inimaginabilă. E foarte nasol să fii răcit la 40 de grade. Cât lux, nu? Da. Îmi zice, știi, în Venezuela se gândesc că aolo sunt vacile pe stradă și le arăcă cineva cu pietre să le mănânce, să le omoare. Când de fapt vacile sunt la păscut liniștite și liniște și pace. Am nimerit în casa unui belgian căsătorit cu o tipă din Venezuela și trăiește în acest loc de ceva timp și e foarte mulțumit de Venezuela. Mi-a spus că vroia la un moment dat să-și ia pașaport de venezuelan, dar e cam complicat procesul și e și cam mare și paga. Zicea că i-au cerut undeva la $6,000 să-i facă un nou certificat de naștere, ca și cum e născut în Venezuela și un pașaport de Venezuela, dar ar trebui practic să renunțe la cetățenia de belgian. Și nu cred că îi convine foarte mult. Și momentan stă ilegal în Venezuela, dacă vă vine să credeți. Restaurante. Căutăm ceva de mâncare în această zonă. Oreo înghețată. Am rămas fără bolivari, doar cu euro. Mergem în acest complex comercial, în acest mall, să vedem dacă găsim o casă de schimb. Am aflat între timp și cât costă un apartament în această zonă de la omul care vindea fructe și legume. Ne-am luat un ananas și ne-am spus că este $45,000 într-un edificiu de lux.
Hai să vedem, mă. Molul din Venezuela. Molul din Venezuela. Segunda Vex. Reduceri, reduceri, 50%. Ce mululeț. Hai să uităm pe aici, poate găsim ceva, nu? Casio. Un film? La Monaco. Nu găsim nicio casă de schimb. Încercăm la Tommy să schimbăm bani. Ne-a spus un paznic de la parcare că am putea să găsim pe cineva care ne schimbă aici. Am luat un bus până în centru Alunele. Ce muncă să stai să le legi coață de păsut. Am gobiții. Gracias. Papelon con limon. Sí. Plaza del Toro. Am luat busul din zona în care stăm noi, din Muniungo. Cred că am făcut vreo 40 de minute, am vrut de cald în bus. Și am ajuns în acest loc, Plața de Toros. Ce arhitectură, old school. Peste tot, mesaje cu Simon Bolivar. Acesta este metrou, intrarea la metrou. Monumental. În față, Piața del Toro. Venim tocmai din partea aia, de lângă muntele. Din dreapta. Locul seamănă cu Paterna din Valencia. Paterna, da, și puțin la Barcelona. Cu intrarea asta, știi? Da. Ibiza la 8 dolari. Ibiza. Ce sito, brânza. Pâinea indigenilor, pan de iuca. Aia era că busurile în zona în care stăm noi circulă doar până la ora 5. Și deja nu mai avem niciun bus să ne întoarcem. Abia l-am prins pe ăsta care să ne apropie puțin, adică 5 km mai aproape de unde stăm noi. După care trebuie să o luăm pe jos. Noroc că l-am luat de la capăt, că era super plin busul și ne-a lăsat la 3 km față de unde stăm. Am prins ultimul bus. Și este ora 6, suntem plecați de la ora 12. N-am găsit nici până acum să schimbăm euro. Mai avem un dolar. Vedem mâine ce soluții găsim. Stăm lângă grădina botanică. Și au luat o raza toate insectele. Mare gălăgie. De la căldură.